Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Câtă bucurie trebuie să fie în cer acum, pentru că sute de oameni aici se smeresc și dau Domnului toată slava și toată gloria. Aici vrea Dumnezeu să ne aducă, acolo unde ne este locul, în inima Lui și la picioarele Lui. Mărit să fie Domnul! Vă invit, iubit popor al Domnului, să deschideți Scripturile acum, în Vechiul Testament, la Cartea lui Isaia, capitolul 5, pagina 685. Traducerea Cornilescu, pagina 685, Isaia, capitolul 5. Citim cuvântul Domnului. Voi cânta preaiubitului meu cântarea preaiubitului meu despre via lui. Preaiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de petre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitorii ai Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățită, nici săpată. Spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat, se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă, lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor, hotărât, aceste case multe vor fi pustite. Aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Chiar 10 pogoane de vie nu vor da decât un bar și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Arfa și alăuta, timpana, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie. Boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își și deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlegiul ca să se coboare în ea măreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel cei mici vor fi doborâți. Cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate, dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaților. Vai de cei ce trag după ei nelegiuire cu funiile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe și zic... Să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea ca să o vedem, să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se ducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce se opresc
Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. De aceea cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său, își întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește, în mâna lui este încă întinsă. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată le vin repede și ușor. Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăiește de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme, niciunuia nu-i se descinde brâul de la mijloc, nici nu-i se rupe cureaua de la încălțăminte. Săgețile lor sunt ascuțite și toate arcurile încordate. Copitele cailor lor parcă sunt cremene și roțile carilor lor parcă sunt un vârtej. Răgnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforăie și apucă prada, o iau cu ei și nimeni nu vine în ajutor. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget ca mugetul unei furtuni pe mare. Uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Mă bucur mult în sufletul meu de prezența Domnului și de mângâierile pe care Dumnezeu prin credință le oferă copiilor săi, acestei oștiri însetate după părtășia spirituală cu Dumnezeu. Mă bucur de prezența dumneavoastră, știu că ați avut multe alternative, dar ați venit aici pentru că vă este sufletul însetat după Dumnezeul lui Israel. De asemenea, știu și eu ca și dumneavoastră că Domnul nu va rămâne dator și vă va binecuvânta din abundență prin har, prin milă și îndurare. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă spun că ne sunteți dragi, dar mai mult îi sunteți dragi Regelui Iisus Hristos. Vrem să salutăm și pe cei care sunt online cu noi, frații și surorile sau prietenii noștri de pretutindeni. În seara aceasta, prin mila Domnului, suntem în timpul ciclului de lecții Întrebările lui Dumnezeu sau Întrebările Bibliei. Și în parcursul acestui ciclu de predici biblice am ajuns la întrebarea lui Dumnezeu din Isaia capitolul 5: ce aș mai putea să fac viei mele? Atunci când există o înțelegere, un contract, un angajament între două părți și una dintre părți este infidelă și nu se ține de cuvânt potrivit angajamentului făcut, celălalt se simte frustrat și se întreabă dacă nu cumva din vina lui partea cealaltă nu s-a ținut de cuvânt. Această întrebare a lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 5, este o întrebare retorică, care vrea să pună în evidență că Dumnezeu este preocupat în dreptul lui, ca nu cumva să rămână dator cu ceva, în angajamentul cu cealaltă parte. Că el este nevinovat și și-a făcut partea și totuși n-a fost destul. În primul rând, în această seară, apropiindu-ne cu inima smerită de cuvântul Domnului, ca unii care știm că dacă Dumnezeu nu binecuvintează, nimic n-are valoare, vrem să observăm cine este via de care întreabă Dumnezeu. Ce aș mai fi putut să fac viei mele? Deseori în Biblie, relația spirituală între Dumnezeu și oameni este comparată cu relația unui agricultor și pământul pe care îl lucrează. Un pomicultor și grădina de pomi de care îngrijește. Un constructor de case și casa pe care o ridică. În capitolul 5, pe care noi l-am citit,
Dumnezeu compară relația sa spirituală cu poporul Israel cu aceea unui viticultor, cu vița de vie pe care a sădit-o și de la care așteaptă rod în mod justificat. Privind în cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 80, versetele de la 1 la 3, citim: Tu ai adus o vie din Egipt. De unde a ieșit poporul Israel, condus de Moise, în calitate de prizonieri, de care Domnul a avut milă și i-a scos din mâna lui Faraon? Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamurile și ai sădit-o. Unde? În Canaan. Ai făcut loc înaintea ei și a dat rădăcini și a umplut țara. Isaia, capitolul 16, versetul 10. S-a dus bucuria și veselia din câmpii și în vii, în vița de vie, nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii, nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. Am făcut să înceteze strigătele de bucurie la cules. Sau Isaia 27. Sau Isaia 24. Mustul stă trist, via este vestejită, toți cei ce erau cu inima vesele suspină. Sau citind cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 2, versetele 21 la 25. Te sădisem ca pe o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-aș spăla cu silistră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul. Cum poți tu să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baal? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimii ei. Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ți usca gâdlejul de sete, dar tu zici degeaba, nu, căci iubesc Dumnezei străini și vreau să merg după ei. Sau Osea 10 cu 1, Israel era o vie mănoasă, dar făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit, cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Sau Amos 5 cu 17, în toate viile va fi bocet când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul. Sau încheiem citatele biblice cu Matei 21, fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. Via în primul rând este Israel. Și în al doilea rând este poporul Domnului, biserica, sfinții Domnului din toate timpurile. Revenind la textul biblic, observăm că viticultorul a cumpărat o bucată de pământ, l-a curățit de pietre, l-a săpat, l-a împrejmuit cu gard pentru protecție, a sădit viță de cea mai bună calitate, a zidit în mijlocul ei un turn de observație și a construit un teasc pentru zdrobirea strugurilor și scoaterea mustului din ei. Dar a așteptat roada. Dar în mod neașteptat și inexplicabil, strugurii au fost sălbatici și nu au dat rodul așteptat. Viticultorul în fața acestei realități triste are o întrebare. A rămas ceva ce trebuia să fac și n-am făcut? Am uitat să pun viță de calitate? Am făcut economie la preț și n-am săpat cum trebuia? Am cumpărat un gard ieftin prin care au trecut animale sălbatice? Am fost o persoană comodă și n-am săpat-o bine și destul? Nu cumva am uitat eu ceva în procesul sădirii și al îngrijirii? Nu cumva am manifestat eu lipsă de interes pentru vița de vie? Nu cumva a rămas ceva ce trebuia făcut și n-am făcut? Dacă am făcut totul, care-i problema? Unde-i baiul?
De ce în loc de struguri buni, că am băgat numai lucruri de calitate, nu de la Home Depot? Am mers la magazinele de specialitate, am luat lucruri scumpe. Cele mai scumpe lucruri de pe piață le-am luat atunci când am construit, când am sădit și când am zidit. N-am făcut cu materiale ieftine, nu m-am grăbit, n-am făcut așa de mântuială. Am făcut lucruri de calitate și eram îndreptățit să mă aștept la o producție abundentă. Și când m-am dus am fost mirat, șocat, stupoare. Struguri sălbatici. De ce? Nu mi-am făcut eu datoria? Sau care e problema? Poporul lui Israel, care este simbolizat de această vie, pentru că la el se referă în mod direct și în mod indirect la tot poporul lui Dumnezeu, la toate generațiile de atunci și până astăzi la noi și cât vor mai fi veacurile. Poporul a fost infidel, a fost necredincios, a fost destrăbălat, fără frică și respect pentru Creatorul său. Observați ce spune Scriptura. Cu gândul la ospețe, mestecau cocktailul, făceau băuturi amețitoare, erau cu ochii la vin, la distracții, erau cu ochii pe instrumente, scoteau $100 și o puneau la arcuș sau la cine mai știe ce clapă și vreau veselie și vreau bucurie. Și-au uitat de legile Domnului. Ajunge Dumnezeu să se plângă. M-a părăsit poporul meu. Am investit în el și m-a părăsit. Atât de tare m-am implicat și m-am luptat cu Faraon ca să-l scot de acolo. Mi-am manifestat puterea și am despicat Marea Roșie în două, de s-a mirat o lume și a rămas scris în istorie. Și cum s-a apropiat cineva de poporul acesta, parcă s-a apropiat de lumina ochilor mei și pe toți i-am lovit și i-am îndepărtat. L-am purtat prin pustie și l-am călit prin încercări. Din piatră seacă a ieșit apă când s-a rugat. Și când s-au săturat de mană și au vrut carne, ca din senin niște păsări aiurite au venit din văzduh și s-au prăbușit la picioarele lor și le-a rămas carne între dinți pofticioșilor. Și am făcut minuni după minuni, însoțindu-i și ziua și noaptea. Și am așteptat ca poporul acesta să aibă recunoștință, să se urce în urmă la toată investiția mea de calitate, atentă și plină de inimă și de pasiune. Și am așteptat cu aceeași monedă să mă răsplătească pe mine Dumnezeul lor. Le-am și spus când i-am scos din Egipt: aveți grijă, când vă voi duce în țara care va fi a voastră și veți stăpâni măslini pe care nu i-ați sădit voi și viță de vie pe care n-ați pus-o voi în pământ și pământ care n-a fost al vostru și al părinților voștri, când veți deveni tari și mari și puternici, mă băgați de seamă să nu vi se îngânfe inima și să vi se urce la cap, să nu-L uitați pe Domnul. Când veți băga în gură, nu ne unsă ca în România, ci unsă cu toate, să vă aduceți aminte de Domnul care v-a binecuvântat. Să nu-i uitați numele, să nu-i uitați legile, să nu faceți din confort Dumnezeu, să nu faceți din familiile voastre Dumnezeu, să nu faceți din business și din visele voastre Dumnezeu, să lăsați pe Domnul pe tron. Și să vă închinați Lui, pentru că vă duc acolo nu să vă pierdeți mintea și pocăința. Vreau doar să vă fac fericiți și să vedeți ce mult țin la voi. Și îmi pasă nu doar de când veți ajunge în cer, îmi pasă aici pe pământ, cum o duceți, unde dormiți, ce mâncați, cine vă face rău. În pază de fiecare clip a vieții voastre. De aceea aștept recunoștință. Și în loc de recunoștință, doar spate întors, doar îngânfare, mândrie, modă, prostie, religie și nepocăință. Și atunci Dumnezeu se uită mirat și spune: ce ar fi trebuit să mai fac acestor oameni ca să fie oameni, ca să-mi aducă închinarea
pe care o merit? Le trebuie nuia? Au nevoie de o zăbală și un frâu cu care să îi strunesc ca pe un cal sau ca pe un măgar, la dreapta, la stânga? Așa are nevoie omul în care am pus chipul și asemănarea mea? Om în care am investit și i-am dat minte, i-am dat rațiune, l-am ridicat deasupra creației cu mult și l-am pus să stăpânească și să administreze. Atât de jos a căzut omul, încât nu mai are nici sentimentul recunoștinței să mulțumească celui care l-a pus în mijlocul binecuvântării? Omule, aș putea să-mi întind mâna și ai respira pentru ultima oară. Și tot ce ai strâns o viață se ceartă copiii pe ele. Ascultă-mă! Dar pentru că te iubesc, zice Domnul, vreau să te las în mijlocul belșugului ca să lauzi pe Dumnezeul tău care are milă de tine. Cu ce ți-am rămas dator? Este o întrebare pentru Israel. Este o întrebare pentru biserică. Este o întrebare pentru mine și pentru dumneata. Eu știu undeva în sufletul meu că puteam să fac mai mult bine decât am făcut. Puteam să fac mai puțin rău decât am făcut. Puteam să respir mai mult pentru Dumnezeu meu. Puteam să dau mai mult, să mă ostenesc mai mult. Merita. Dar am făcut atâta cât am făcut. Și acum mă simt pus la colț și o întrebare legitimă îmi pălmuiește obrajii. Care roșesc pentru că merită. Mă uit la un Dumnezeu care și-a deschis mâna. Timp în care văd mâini strânse. Prea iubitul meu este Dumnezeu. Via este Israel. Câmpia mănoasă este Canaanul. Acolo a fost zidită, sădită via. Pietrele culese și aruncate reprezintă grupurile etnice pe care Israel le-a găsit în Canaan. Pe o parte le-a nimicit Dumnezeu, pe altă parte urma să-i alunge ei. Vițele cele alese este poporul Israel, semințiile lui Israel. Turnul este templul. Teascul este grija lui Dumnezeu care, folosind cuvântul sau nuiaua, produce suferința care naște pocăință. Strugurii reprezintă roada neprihănirii. Strugurii sălbatici reprezintă roadele firii. Strugurii buni reprezintă roada Duhului, roada neprihănirii, roada pocăinței. Haideți să privim acum la cât de mult a investit Dumnezeu în Israel, în biserică, în oameni, adică în via sa. Uitați-vă la Israel mai întâi. Au fost sclavi la propriu și la figurat. La propriu au fost sclavi în Egipt și Dumnezeu i-a eliberat prin Moise. La figurat au fost sclavi în păcat, în Eden, și Dumnezeu le-a promis un mântuitor, Geneza 3:15. 2. Au fost singuri printre națiunile pământului, dar Domnul s-a făcut Dumnezeul lor și noaptea într-un stâlp de foc și ziua într-un stâlp de nor. Dumnezeu a fost prezent în mijlocul lor și a fost compania lor. Au ieșit din Egipt în calitate de prizonieri, însă Dumnezeu le-a dat poziția și calitatea de oameni liberi. A fost un popor de sclavi, dezorganizați, fără identitate națională, dar Dumnezeu le-a dat legi civile, ceremoniale și morale și a făcut din ei o națiune bine organizată, spre care s-a uitat cu invidie o lume. Au fost o țară fără religie, însă Dumnezeu s-a descoperit în timpul călătoriei prin Moise. Și pe două table de piatră, Dumnezeu le-a scris legea care a rămas expresia prezenței și caracterului lui Dumnezeu în mijlocul lor.
Au fost în necunoștință de Dumnezeu. Dar Dumnezeu le-a dat Tora, le-a dat cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Au fost fără protecție, dar Dumnezeu i-a protejat în timpul călătoriei de oricine și de orice. Au fost fără speranță și au cârtit, s-au speriat. Dar Dumnezeu tot timpul a fost cu ei și i-a încurajat. Și începând cu Moise, cu Iosua, a spus: de ce te temi? Eu sunt cu tine. Nu te teme, cine se atinge de tine se atinge de lumina ochilor mei. Îmbărbătează-te, îmbărbătează-te. Nu-ți spun eu îmbărbătează-te? Au fost fără țară, un popor de sclavi. Și Dumnezeu i-a dus în podul dintre continente, unde a început lumea și unde se va termina. Și i-a așezat la cota zero, la normalitate, acolo de unde se măsoară pământul. I-a așezat în Canaan. Astea toate, acestea toate, au fost făcute de Domnul pentru poporul său. Observați, vă rog, că în ciuda acestor investiții mari făcute de Dumnezeu, vița de vie, adică Israel, și mai apoi generații de credincioși, de ce nu și generația noastră, a făcut struguri sălbatici. Observați, vă rog, pe Adam și Eva i-a binecuvântat, i-a făcut administratori ai Edenului, i-a așezat în condiții de viață fără precedent. Și totuși, acești oameni au falimentat și au făcut struguri sălbatici. Priviți, generația din timpul lui Noe, au avut în mijlocul lor un model de neprihănire, un bărbat care s-a temut de Domnul, care a ascultat de Domnul și prin credință a construit o corabie înainte să fi căzut vreodată ploaie din cer. Și totuși, această generație a lui Noe, din timpul lui Noe, a falimentat și au făcut struguri sălbatici. Priviți la familia lui Lot, care are în mijlocul casei un model de neprihănire, un om care se teme de Domnul și care își chinuie sufletul să stea în orașul prosper datorită familiei care vrea prosperitate și lux. Și familia aceasta vede în el un om care se teme de Dumnezeu. Și totuși familia aceasta a falimentat și a făcut struguri sălbatici. Priviți la regele Saul, are onoarea să fie primul rege al lui Israel, este uns de Samuel, este umplut cu Duhul Sfânt, i se dă o armată puternică și glorie și slavă și te-ai fi așteptat să facă minuni. Și totuși acest om a falimentat și a făcut roadă sălbatică. Priviți la Samson, marele privilegiat al istoriei bărbaților, cel mai puternic bărbat, care lua porțile cetății și le ducea pe deal. Se apreciază că avea un jur de 3 tone. Le ridica în brațe, o putere supraumană. Un bărbat la care toți bărbații se uita cu invidie. Un om umplut de puterea lui Dumnezeu. Un om născut în mod miraculos. Și totuși, speranța lui Israel falimentează și produce roadă sălbatică. Priviți la David, un băiețel blond, cioban la oi, fără nicio perspectivă, băiat de țară. Îl ia Dumnezeu și îl face rege. Îi pune lângă el neveste frumoase și umple casa de țiitoare. Îi dă aur de nu mai încăpea în trezorerie. Îl face puternic, îi pune sceptru în mână, îl așează pe tron și o lume întreagă aude despre el. Și totuși, într-o oarecare măsură, falimentează și produce roadă sălbatică. Priviți la împăratul Ezechia, îi se termină viața ca la oricare muritor. Și pentru că vrea să mai trăiască, se duce la Domnul bun și milostiv și spune: Doamne, ascultă-mi rugăciunea și mai lasă-mă să trăiesc, că-mi place. Și Dumnezeu, că-i bun, îi mai dă 15 ani de viață. Și omul acesta, în loc să-i folosească pentru Domnul, îi folosește pentru orgoliu lui. Falimentează și produce rod sălbatic. Priviți la Pilat, guvernatorul Iudeii, care, deși roman, crescut în idolatrie, are privilegiu să locuiască și să aibă serviciu geab în Iudeea. Vede puterea lui Dumnezeu manifestată în popor. Intră în contact cu legea lui Dumnezeu. Are onoarea
să stea de vorbă cu Iisus Hristos. Soția lui vine la el și îi spune: omule, să nu te atingi de bărbatul ăsta, că am avut un vis. Primește o revelație cum eu mă rog să primesc și încă n-am primit. Și totuși falimentează, se comportă ca un nebun și aduce un rod sălbatic. Priviți la Irod, guvernatorul Galilei, partea de nord a Israelului. A avut ocazia să cunoască cartea lui Dumnezeu. A ascultat în mod repetat predicile lui Ioan Botezătorul. Are ocazia să intervieveze pe Hristos, Domnul. Și nebunia lui aduce rod sălbatic și falimentează. Priviți pe tânărul bogat, un tânăr crescut în puf, educat la cele mai bune școli din vremea lui, că avea tata bani. Are un dialog cu însuși Mântuitorul și în mod ciudat falimentează și produce rod sălbatic. Priviți la fiul risipitor, la fratele fiului risipitor, rămas acasă. El nu pleacă, el e copil cu minte. El rămâne cu tata. El muncește în businessul tatălui lui. Și tatăl spune: în sfârșit mă mângâi cu ăsta, că celălalt s-a dus. Și când se întoarce risipitorul acasă și arată adevărata identitate, și din nefericire falimentează și produce rod sălbatic mai amar și mai acru decât cel mai mic. Priviți la Iuda Iscarioteanul, unul dintre oamenii care a avut cele mai mari privilegii din istorie, să trăiască 3 ani și jumătate alături de cel care a fost născut doar din fecioară. A stat lângă el, i-a simțit respirația, i-a auzit cuvintele, a mâncat din pâinea înmulțită de el, i-a auzit învățăturile, i-a simțit inima bătea care bătea pentru oameni. I-a văzut iubirea fără sfârșit, i-a înțeles misiunea și nebunia lui, inexplicabilă, a falimentat și a produs struguri sălbatici. Priviți, vă rog, la Simon din Samaria, care avea un trecut idolatru, dar se confruntă cu Evanghelia, se pocăiește. Vede în comunitatea de frați unde a pătruns în biserică cum se manifestă Duhul Sfânt, cum se împart darurile și puterea Domnului. Și totuși în nebunia lui și în vrăjitoria în care trăise până atunci, falimentează și produce rod sălbatic. Priviți la Felix și soția sa Drusila, care a avut ocazia să asculte predicile apostolului Pavel și învățătură din inima unuia dintre cei mai mari bărbați ai Noului Testament. Și în nebunia lor și în goana lor după putere și bani, văzând că nu primesc nimic de la Pavel decât sfaturi pentru judecată și împărăția veșnică, falimentează și produc rod amar și sălbatic. Și închei pleiada acestor oameni fără minte, care nu se sfârșește cu punctul 15 pe care îl spun eu. Priviți la Dima și la Alexandru, care se pocăiesc și vin în biserică, care ascultă predicile, care îi cunosc personal pe apostoli, care au onoarea să facă parte din prima generație a celor numiți ucenicii, care aud prorocii adevărate și învățătură curată, care fac parte din prima biserică, cea mai pură, și în nebunia lor și în dragostea lor după lume și după orgolii și putere, falimentează și aduc rod sălbatic. Ce ar mai fi putut să facă Domnul acestor oameni și nu le-a făcut? Cu ce a rămas Dumnezeu dator lui Adam și Eva? Ce trebuia să mai facă Dumnezeu generației lui Noe? Ce trebuia să-i mai dea lui Samson, David, Iuda, Felix și Drusila, Dima și Alexandru? Ar mai fi putut Dumnezeu să adauge ceva la ce le-a dat, pentru ca să nu falimenteze și să facă rodul amar și acru pe care l-au făcut? Ce ar mai fi putut să facă Dumnezeu lui Iuda? Noi spunem că Dumnezeu l-a făcut vânzător, dar în Evanghelia după Luca ni se spune limpede
că nu Dumnezeu l-a făcut vânzător. Și Scriptura ne spune negru pe alb, și Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător, Luca, capitolul 6, versetul 16, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut el însuși pe sine vânzător. Domnul Iisus i-a oferit privilegiu în ultima clipă și l-a cercetat. Și atunci avea ocazia să se pocăiască și nu s-a pocăit. Ce ar mai fi putut să-i facă? A făcut totul pentru el. Și Iuda n-a făcut nimic. În nebunia și în prostia lui n-a făcut nimic. Și toată investiția lui Dumnezeu s-a dus pe apa sâmbetei. O, oameni, oameni fără minte, oameni fără judecată, oameni fără discernământ, oameni care v-ați pierdut simțul măsurii, oameni care nu mai vă vedeți lungul nasului, oameni care ați uitat de Dumnezeu și măsurați viața doar cu câștigul, doar cu poziția, doar cu orgoliile la care sunteți astăzi, uitând că sunteți trecători, o, oameni, aduceți-vă aminte de Domnul înainte să fie prea târziu. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Doamne, n-ai mai fi putut să faci nimic. Ești drept și credincios, ai făcut totul. Dar de ce a dat struguri sălbatici? În al patrulea rând vreau să observăm că rodul strugurilor sălbatici este alegerea personală a viței de vie. Iov a ales să se pocăiască, timp în care soția lui a ales să nu se pocăiască. Au fost amândoi în aceeași casă, au administrat amândoi un account plin de bani, au avut mii de cămile într-o companie de transport, au avut vaci și oi fără număr. Toată lumea spunea, wow, ăștia-s cei mai bogați dintre fiii răsăritului. Și atunci soția lui Iov a fost plină de bucurie. Dar când a venit necazul și nenorocirea, boala și încercarea, Iov alege să rămână pocăit. Ea alege să rămână nepocăită. Dumnezeu i-a binecuvântat pe amândoi. Unul alege să spună Domnului, Doamne, nu te iubesc pentru banii care mi-ai dat. Chiar dacă mi-ai banii, chiar dacă se împute carnea pe mine și chiar dacă doctorii mă trimit acasă și îmi spun, mai ai o zi și te duci, nu-i nicio problemă, Doamne, că nu mă duc nicăieri, vin la Tine, sunt mai aproape de Tine, o să Te văd cu ochii, nu prin credință, nu-i nicio problemă, Doamne. Doi oameni și două destine, două alegeri. Pe amândoi i-a iubit la fel, era o familie. Dar unul a avut minte, altul a avut doar nevoie de minte. Ionatan alege să se pocăiască, timp în care Saul alege să nu se pocăiască. Și asupra aceleiași persoane, David, unul își arată iubirea, iar altul își arată răutatea și ura. Un al treilea exemplu. Nabal alege să nu se pocăiască. Timp în care soția lui alege să se pocăiască. Nabal alege să fie mândru. Timp în care soția lui alege să se smerească ca să câștige. Doi oameni în aceeași casă. Dormeau în același pat. Mâncau de la aceeași masă. Ciudat, două destine pe care le separă nu Dumnezeu, ci propria alegere. Rut, nora lui Naomi, și cealaltă noră a lui Naomi, una alege să rămână cu Naomi și intră în genealogia Domnului Iisus, cealaltă se duce nicăieri și Biblia nu mai zice o vorbă de ea. Petru alege să se pocăiască, timp în care Iuda, prietenul lui, alege să se spânzure. Petre, de ce nu te spânzuri? Trag nădejde că Domnul nu-i ca mine, om, și dacă plâng cu amar, o să mă ierte. E adevărat că nu mai merit nimic. Am făcut o prostie mai mare ca mine. Dar trag nădejde că Dumnezeul meu mă iartă
și nu va intra la judecată cu mine, că-s din carne. Și voi plânge cu amar și mă voi pocăi atât de mult pe cât de mult am greșit. Iuda, de ce nu te pocăiești și tu? Nu, mă spânzur, că Domnul nu mă iartă. Mă, te iartă. Nu mă iartă. Și s-a dus și și-a pus lațul de gât. Doi oameni dintre ucenicii Domnului, unul alege să se pocăiască, iar altul să se spânzure. Ce seamănă omul, aceea va culege. Fiul risipitor, deși mai rău decât cel mai mare frate al lui, se întoarce acasă și se pocăiește și spune: tată, eu acum îmi dau seama ce prostie am făcut. Eu acum înțeleg că ți-am pătat onoarea. Tată, nu mai am nicio pretenție, pentru că mi-e rușine să mai vreau ceva. Dar lasă-mă, mă rog, doar să intru în împărăție și să stau acolo, pentru că nu mai pot trăi departe, tată. Acum înțeleg ce gafă am făcut. Acum mi-a venit mintea la cap, te rog, mai dă-mi o șansă. Cel mai mare însă alege să judece tatăl și să spună: de ce îl ierți, tată? Ce ești așa nedrept? Zece leproși, pe toți zece Domnul îi vindecă. Unul alege să se întoarcă și să spună: Doamne, unde să mă duc fără să mă întorc, să spun mulțumesc? Că eu toată averea mea am cheltuit-o să scap de lepră și n-am putut. Și acum când tu m-ai vindecat, să n-am atâta bun simț? Și acesta e mântuit, timp în care ceilalți nouă rămân doar vindecați. Strugurii buni pe care îi faci ca o roadă a Duhului este alegerea personală să te pocăiești. Dacă nu vrei să te pocăiești, este alegerea ta, dar ține minte, rodul vieții tale va fi amar și peste tine nu te supăra. Așa cum vine peste miriște focul, așa va veni peste sufletul tău. Dar dacă tu alegi să te pocăiești și să te temi de Domnul, poți fi cel mai vinovat om de pe planetă. Dacă tu te pocăiești atât de mult după cum ai păcătuit de mult, Dumnezeul lui Israel, în puterea sângelui de pe Golgota, te va ierta și vei fi în corul sfinților. Nu pentru că n-ai făcut rău, ci pentru că răul a fost curățit și spălat prin sângele lui Hristos, datorită credinței și pocăinței tale în El. Aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să mai spun următorul lucru. Cei care au falimentat și au făcut struguri sălbatici, în obrăznicia lor, au mai avut și tupeul să se îndreptățească. Priviți la soția lui Iov. După ce că nu se pocăiește ca soțul ei, mai are și tupeu să se îndreptățească în atitudinea ei și să-i spună lui Iov, care s-a pocăit, că n-a făcut bine. Zice: de ce te pocăiești? Tu nu vezi ce ți-a făcut Domnul? Întoarce-te, mă, și blesteamă-l în față, că asta merită. Poftiți judecat. Uitați-vă la izate de talanți, adică o greutate de ceva. Și ultimul primește un singur talent și nu face nimic cu el. Și când vine stăpânul și îi spune: ești un nepocăit, afară cu tine, el zice: ce vorbești, domnule? Păi tot eu sunt vinovat? După ce că nu știi să măsori bine și mie îmi dai unul ca lui, nu-mi vezi valoarea. Pe mine mă crezi oricine. La ăștia le-ai dat mult, dar pe mine m-ai crezut așa, de doi bani. Acum te aștepți ca să mai lucrezi? Mai ai îndrăzneală să vii la mine și să te aștept să fac treabă când m-ai subapreciat? Nu-i ușor să te îndreptățești? Atunci când vrei să-i bași degetul în ochi, vei găsi cel puțin 100 de motive. Și culmea culmilor, priviți pe bogatul nemilostiv din Luca capitolul 16. Ajunge el în iad, nu pentru că a fost bogat, ci pentru că a fost păcătos nemântuit. Și ajungând acolo în iad, îi spune lui Dumnezeu: Doamne, eu am ajuns aici din cauza ta. Că dacă ai fi făcut o minune în timp ce trăiam, mă pocăiam. Fă măcar pentru cei cinci frați ai mei care încă n-au murit. Fă o minune, nu mai sta că mor și ajung și ei aici.
Și Domnul le spune, n-am făcut nicio greșeală, nu te-am nedreptățit cu nimeni, și tu ai avut Biblia, și ei au Biblia, să se pocăiască. Nu, 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 familia noastră nu se pocăiește doar cu lucruri generale. Noi am fost obișnuiți cu lucruri selecte. Pe noi nu ne tratez ca pe mulțime, ca pe plebea cu Scriptura. Noi vrem specialități, vrem rafinate, vrem minuni. Vreau să ne tratez ca pe o excepție. Aveți Scripturile, de ce nu v-ați pocăit? Nu, 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 noi vrem supranatural. Vrem să se întâmple ceva special. Vrem să învieze cineva din morți. Tu ești de vină că n-ai făcut un supranatural. Că dacă vedeam un mort învind, ne pocăiam. Ce tupeu, ce obrăznicie. Când nu vrei să te pocăiești, nu te pocăiești, indiferent ce s-ar întâmpla. Și când ți se întâmplă cât un rău, mai faci o rugăciune, două, și după ce trece răul, te întorci din nou la struguri amari. Dar dacă vrei să te pocăiești, te pocăiești ori sărac, ori bogat. Te pocăiești indiferent cum este viața, că ești în Bangladesh, România sau în America, pentru că te temi de Domnul și vrei să ajungi în cer. În concluzie aș vrea să spun următoarele lucruri. Generația aceea de evrei a murit de mult. Însă întrebarea lui Dumnezeu este proaspătă pentru generația noastră. Pe cântarul lui Dumnezeu acum nu mai sunt evrei ăia needucați, prizonierii ăia pe care nu i-a învățat nimeni să citească, pe spatele lor erau doar urmele de bici. Și inima le era frântă pentru copiii de parte bărbătească născuți și omorâți de faraon, ca să nu se mulțească poporul și să devină sclavii mai tare decât stăpânii. Au lăsat multe morminte în Egipt, mulți copilași băgați în nisip, datorită nebuniei unui om care ținea la imperiu și la putere. Poporul acela s-a dus de mult, bun sau rău, s-a dus fiecare la locul lui, unul la dreapta, altul la stânga, adică unul în iad, unul în rai. Dar astăzi este rândul generației noastre. Oameni educați, oameni cu școli, oameni cu license-uri, oameni deștepți, oameni cu college, oameni cu exemple în pocăință, în părinți, în bunici, oameni cu experiență. Către această generație în seara aceasta se îndreaptă ca un fulger o întrebare care ne tulbură liniștea. Ascultă-mă, frate, ascultă-mă, soră, ce aș fi putut să-ți fac mai mult ca să fii omul pe care îl aștept de ani de zile? Tot nemulțumit ești, tot orgolios și invidios ești, tot zgârcit ești și cu ochii la pământ în loc de cer. Ce aș fi putut să-ți fac mai mult? Te-am așteptat zeci de ani, te-am trecut și prin foc și prin apă, te-am cercetat și ziua și noaptea, te-am atins și cu nuiaua, te-am și binecuvântat. Crede-mă că mi-am epuizat toate instrumentele cu care puteam să te mai reglez, în ideea să te fixez. Și când mă uit la struguri, tot amar sunt. Ascultă-mă, n-ai învățat nimic din istoria acestui pământ blestemat? Nu te uiți la generațiile care au alergat ca și tine pe pământ, că au venit cu mâinile goale și cu mâinile goale pleacă? Omule, ce vrei să faci cu viața ta? Ai dat vina pe părinți, dar ei s-au dus acasă să se odihnească. Ai dat vina pe păstor, dar s-a schimbat, este altul. Ai dat vina pe dirijor, dar... Ai dat vina pe fratele de lângă tine, dar s-a mutat la altă biserică. Pe cine o să mai dai vina? Până când o să spui că tot altul este vinovat și tu niciodată? Ascultă-mă, ți se împuținează vizilele și șansa să te pocăiești, pe zi ce trece, se subțiază. Uită-te tu acum în ochii mei, zice Domnul, și răspunde la următoarea întrebare. Ce aș mai fi putut să-ți fac și nu ți-am făcut? Mai ții minte când m-ai rugat noaptea și te-am ascultat?
Mai ții minte când doctorul a spus că-ți moare nevasta? Și ai venit acasă și te-ai trântit de pământ. Și a spus, Doamne, nu mă lăsa văduv. Și te-am ascultat. Mai ții minte când ți-a spus doctorul că copilul se duce? Și te-ai unit cu femeia, cu soția ta. Și ai spus, Dumnezeule, nu ne lua copilul, nu ne chinui. Și am băgat din nou viață în el. Mai ții minte când ai fost în momentul ăla greu, dar ai crezut că-ți pierzi mințile și ai strigat către mine și eu te-am ascultat, măcar că nu meritai. Spune-mi tu, ce aș mai fi putut să-ți fac și nu ți-am făcut? De ce nu ești cinstit cu mine că te-am binecuvântat? De ce nu te îndrepți în urma la atâta mustrare și învățătură? De ce te lași atras tot înspre rău, tot înspre carne, tot înspre fire și tot înspre păcat, în loc să devii un stâlp în casa mea și să mă bucur de tine că te-am binecuvântat? În loc să devii un trandafir, de ce nu vrei să-ți schimbi odată purtarea? Tu crezi că o să fii veșnic pe pământ? Uite-te la nuiaua asta din mâna mea și înțelege mesajul înainte să te ating cu ea și pocăința ta să fie cu lacrimi și cu durere. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Oameni din țărână ca și mine, oameni cu o inimă de carne și cu dorințe neîmplinite, oameni care sunteți aici sau online undeva pe fața pământului, ascultați cuvântul Domnului. Ce aș mai fi putut să vă fac și nu v-am făcut? Cu ce v-am rămas dator ca să uitați de mine și de interesele casei mele pe care le-ați abandonat în favoarea intereselor voastre? Stăm datori în fața Domnului. Avem niște datorii vechi și peste datoriile vechi adăugăm datorii noi. În fiecare zi ne reîndatorăm și Domnul ne spune, ai întrecut limita, prea mult, ai grijă, pui prea mult pe căruță, o să se rupă. Și în seara aceasta ne cercetează din nou. Te rog din suflet, dacă un singur lucru vrei să faci pentru mine în viața aceasta, uite, fă în seara asta ceva. Pocăiește-te alături de mine. Noi amândoi avem nevoie de pocăință. Apleacă-ți inima în fața Domnului și pocăiește-te. Și dacă știi că ai anumite probleme, ai anumite amărăciune, boabe amare, poate nu e tot ciorchinele amar, dar ai boabe amare, te rog, rupele și dă cu ele de pământ și spune, Doamne, fă-le dulci ca mierea pentru numele Tău și pentru împărăția Ta. Sunteți aici astfel de oameni? Ridicați o mână. Nu vă fie rușine, frații mei. Nu stați în fața lui Bush, ci stați în fața propriului Mântuitor Iisus Hristos. Haideți să intrăm în rugăciune, să ne smerim și să ne rugăm cum nu ne-am rugat niciodată, Domnul Iisus. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.